După un meci extrem de tensionat cu decizii de arbitraj controversate, handbaliștii din Medjidie au pierdut cu scorul de 21-22 în fața CSM Alexandria. Jucătorii antrenați de Ionuț Deliorga și Adrian Georgescu au luptat însă până în ultima secundă. O etapă destul de disputată în seara aceasta în sala sporturilor Ftimii Lisei din Medjidia. Țin în primul rând să mulțumesc încă o dată acestui public minunat care la fiecare meci este alături de noi. Din păcate am început meciul foarte prost, am reușit să revenim, ne-am ținut foarte aproape de ei, am mers de la egal la egal, dar din păcate pe fondul unor greșeli personale și pe fondul, zicem noi, unor greșeli umane de arbitraj, scorul a fost de partea lor astăzi. Noi avem un singur lucru de făcut, avem o echipă de format, avem un drum lung, nu ne oprim aici. Pentru noi lupta continuă, noi ne dorim să promovăm cât mai mulți copii din Medjidia și cât mai mulți copii din județul Constanța către această echipă. Ce urmează? Urmează o etapă în deplasare la Pitești, un meci destul de greu, spunem noi. Ne dorim să ne luăm punctele de care avem nevoie pentru a ne menține unul din primele două locuri, locuri care ne conferă calificarea la turneul semifinal și implicit la barajul de promovare. Vreau să repet încă o dată, nu este obiectivul nostru să participăm la acest obiectiv de promovare, obiectivul nostru este să formăm o echipă competitivă. În acest moment, CSM Medjidia ocupă locul 3 în clasament după AHC Dobrogea Sud 2 și CSM Alexandria. Organizatorii le mulțumesc suporterilor care au contribuit și au răspuns pozitiv la campania O jucărie înseamnă un zâmbet. Cu sprijinul celor care au donat, sărbătorile vor fi mult mai frumoase pentru copiii aflați în centrele de clasament din județul Constanța.